Doamne, chiar dacă nu suntem vremiși, Doamne,
Ajută-ne, Doamne, ca să putem, Doamne, ca cei ce vin în urma noastră, care vor veni, Doamne, să găsească lucru sfânt, Doamne, să găsească credință, Doamne. Ajută-ne, Doamne, Iisus Mântuitorul nostru, și Te rugăm și pentru acest loc sfânt, Doamne, în care noi ne-am bucurat de atâtea ori și ne bucurăm, Doamne, să-L ții aici, în picioare, Doamne. Chiar dacă sunt atâtea lovituri din toate părțile, Te rugăm, ajută-ne, Doamne. Și ajută, Doamne, așa cum fratele Traian a spus, scapă-ți, Doamne, credinciosul, oricând și orice vreme și oricând o să Te cheme. Doamne, ajută-ne, Iisus Mântuitorul nostru, Doamne. Scapă-ne, Doamne, în vremea aceasta, Doamne. Ajută-ne, Doamne, ca să putem să ne facem oi în turma Ta, Iisus Mântuitorul nostru. Să rămânem în staul Tău, Doamne. Și știm, Doamne, glasuri și voci străine, Doamne, să nu primim. Ajută-ne, Doamne, să putem fi treji la minte, la cuget, la gândire, la faptele noastre, Doamne, la toate împotrivirile care vin din partea celui rău, Doamne, în viața noastră, să le putem înlătura, Iisus Mântuitorul nostru. Ajută-ne, Doamne, Iisus Mântuitorul nostru, ca să putem trece biruitori, rămânând smeriți la picioarele crucii Tale, Doamne, că numai așa vom Te birui, Iisus Mântuitorul nostru, Doamne. Noi încă o dată Îți mulțumim, Doamne, pentru toate, Doamne, că Te rânduiești în toată lumea Ta, Doamne. Și, Doamne, ajută, Doamne, ca biserica Ta, Doamne, să fie, Doamne, să rămână întemeiată, așa după cum cuvântul Tău a spus către Sfântul Apostol Petru, că nici porțile iadului nu vor dărâma. Doamne, ajută, Doamne, ca aceste porți să nu biruiască, Doamne, și noi să fim zidiți pe stânca mântuirii, Doamne, care ești Tu, Iisus Mântuitorul. Ajută-ne, Doamne, să fim înrădăcinați în învățătura Sfinților Părinților noștri, Doamne, care a lucrat Duhul Sfânt peste ei, să rămânem și noi statornici și cu faptele noastre, cu păcatele noastre, Doamne, să ne ferim, Doamne Iisus, că știm că păcatul face zid de dispărțirii. Doamne, ajută-ne, Iisus Mântuitorul nostru, să rămânem smeriți. Ajută și ține aici, în locul acesta, încă o dată, Doamne, Te rugăm, Iisus Mântuitorul, ține acest loc și pe cel care îi înfrunte, Doamne, ajută-l să înfrunte, Doamne, ispitele care sunt aici, Doamne, și acele care sunt și la noi, Doamne, sunt ascunse, care nu le cunoaștem, Doamne, dar ajută-ne, Doamne, să le putem birui la vremea examenului, când Tu ne vei trece prin examen, Doamne. Ajută-ne, Iisus Mântuitorul nostru, așa cum a spus și fratele nostru Traian Dorz și părintele nostru Trifa, de care s-a vorbit în seara aceasta. Să ne pregătim pentru examenul, pentru ispitele care vin, Doamne, să putem să le înfruntăm, ca să rămânem în turma Ta, cea sfântă, Iisus Mântuitorul nostru, ca Tu, Doamne, când vei veni, să ne găsești veghind, rugându-ne și așteptând venirea Ta. Ajută-ne, Doamne, ca totdeauna și oricând ții să aducem toată slava, cinstea și mărirea al Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Слава Господу. Слава Господу.
mai ales fraților de la România care au venit, surorilor, care ne-ați adus atâta bucurie, ne aduceți întotdeauna întâlnire duhovnicească și mai ales că nu ne vedem singuri, suntem cu voi și voi sunteți cu noi. Și în aceasta se vede puterea lui Dumnezeu în unitate, în adevăr, în dragoste și în statornicie, păzind așa după cum am primit și cum ni s-a dat credința odată și pentru totdeauna. Eu m-am bucurat de spus de mult, ascultând pe părinții și frații care au vorbit în seara aceasta și încă o dată am văzut că Dumnezeu are atâția copii care nu s-au plecat genunchi în fața lui Baal. Avem atâția străjeri ai bisericii noastre ortodoxe, că aceștia sunteți voi. Și așa trebuie să rămâneți străjerii bisericii noastre ortodoxe, a credinței noastre ortodoxe, ca să păstrați ca nimic necurat și spurcat să nu pătrundă în învățătura bună și străbună care ne-a fost dată și în care nu se poate schimba nimic. Ascultând frații, am văzut că ei sunt de una de pază, înștiințează că vine vrăjmașul. Asta este cel mai principal, fraților, ca străjerii să înștiințeze pericolul care vine asupra noastră, asupra bisericii noastre, asupra lucrării oastei Domnului. Deoarece poate unii vreau ca să ne facă în ciudă că nu mai vin, noi rămânem în starea de statornicie, de chemare, în care am fost chemați în biserica noastră ortodoxă, în lucrarea aceasta minunată a oastei Domnului pe care am primit-o așa curată, pentru că au căutat ei undeva ca să îi trimită mai degrabă de pe acest pământ pe unii oameni sfinți care au fost atât de statornici, au vorbit adevărul, însă n-au putut până în vremea când ei au lăsat totul și a spus așa, dacă ne aducem aminte de sora Florica Dors, care spunea de tatăl ei, de scumpul nostru părinte și frate Traian Dors, Florica, stă aici lângă mine, ține crucea împreună cu mine și să spui tuturora că acesta am fost eu, așa am trăit și așa am murit. Mulțumim pentru această statornicie, această veste bună pe care ne-a fost dată nouă despre mântuirea sufletelor noastre. Și voi, iubiții Domnului, să știți că oastea Domnului se aseamănă mereu cu poporul evreu care a fost scos din robia egiptenilor. Să știți că asta este oastea Domnului. A trimis Dumnezeu ca să ne scoată din păcat, din fără de lege, să ne apropie cât mai aproape de cer. Deoarece astăzi se răcesc multe suflete. Mulți frați cu durere au spus că s-au împuținat adunările, mai puțin frați. Desigur, e mai înșelătoare acestea vremuri, dar nu uitați, fraților, că de grabă ori târziu trebuie să ne întâlnim cu Dumnezeu. Noi trebuie să ne întâlnim cu Dumnezeu, ori vrem noi sau nu vrem. De aceea să vedem cum învățăm, cum zidim și ce vom lăsa în urma noastră. Trebuie să lăsăm mai pace și liniște și învățătura sănătoasă, care, pentru că oastea Domnului nu ceva separat de Biserica Ortodoxă. Pentru că când a fost odată întrebat când se va termina misiunea oastea Domnului, când toți preoții vor deveni ostași. Și uitați-vă, mulțime mare de preoți care au venit cu dragoste și au stat împreună. Cu atâta răbdare au ascultat pe toți frații care au vorbit, poate unii că n-au dovedit astăzi. E o dovadă că noi suntem și am rămas cu voi totdeauna și vă rugăm ca să rămâneți și voi în adevăr. Însă prin acest pustiu a lumii acesteia trecătoare, mulți au căzut săracii, n-au luat seama să se țină în rugăciune, fraților, că toată lipsa aceasta de rătăcire, lipsa de lepădare, adică acei care fug din lucrare, fug din mănăstire, se duc în lume, în pierzare, fug din oastea Domnului, se duc înapoi în păcate, în fără de legi, fug de adunările oastei Domnului, oare când erau cu noi împreună, se rugau. Aceasta înseamnă că nu s-au rugat. N-au fost oameni de rugăciune. Când te rogi sincer, smerit și asculți de Dumnezeu, fraților, atunci Dumnezeu îți trimite har.
Și chiar dacă se întâmplă ceva cu tine, Dumnezeu, prin sinceritatea ta, te ridică, te înștiințează și te luminează. Dar oamenilor mândri, cei care, după cum mărturiseau și frații aici, Dumnezeu le stă împotrivă. Să rămâneți smeriți, ascultători, și să știți că fără de Biserica Ortodoxă, fără credința noastră ortodoxă, nu ne putem nimeni mântui, dragii mei. Nu pentru că spun că sunt ortodox. Eu am gustat din veninul otrăvitor, dar nu l-am mâncat. Nu m-am gustat și am văzut că e o travă. Am umblat la multe adunări, la multe confesiuni și culte. Îl căutam pe Mântuitorul Hristos. Și cei care au fost sinceri, Dumnezeu nu i-a lăsat, care căutau pe Dumnezeu din sinceritate, nu din ispită, că mulți ispitesc. Dar dacă din sinceritate îl cați pe Dumnezeu, nu te rătăcești niciodată, că Dumnezeu nu te lasă. Dar să fii sincer și așa să te rogi și să vă rugați toată lumea, să știți că avem o mare lipsă de rugăciune. Noi ne-am luat cu lucrurile acestei vieți pentru că a venit viața mai grea. Mi-e milă de lumea aceasta care e săraca lume, pentru bucățica de pâine trebuie să muncească din greu. Trebuie să ne creștem copiii din greu, trebuie să muncim pentru ei. Și de multe ori nu mai avem când gândi la mântuire, la suflet. Și de multe ori ne plângem că am ieșit, mulți se plâng de ce am venit în mănăstire, mulți se plâng de ce am venit în oastea Domnului, de ce m-am întors la Hristos, m-am săturat, nu mai pot. Și îmi rămâne doar la urmă, după toate acestea, o singură întrebare. Oare când va veni Hristos, va mai găsi credință pe pământ? Frații mei scumpi și dragi, de zi ce trece, bate un vânt rece peste noi, peste sufletele noastre, peste biserica noastră, peste frații și surori din oastea Domnului, bate un vânt rece al deznădejdei. Poate că ne-am săturat să așteptăm pe Hristos. Poate ne-am săturat atâta ca să ni se vorbească că vine și nu mai vine. Dumnezeu are planul Lui pe care nu-L știu oamenii. Dar eu mă bucur pentru fiecare zi care o lungește Dumnezeu. Că dacă ar veni sfârșitul acum, cei de mâine care vor auzi cuvântul Dumnezeu se vor întoarce la Domnul și vor lua un legământ cu Dumnezeu, ei nu vor dovedi să facă aceasta. Și pentru că Dumnezeu, prin bunătatea Lui, mai lasă și ziua de mâine, ca să vină toți. Dumnezeu n-a venit să o sândească pe nimeni. Eu nu am venit ca să vă pierd, eu am venit să vă mântuiesc. Iubiții mei, acestea cuvintele Domnului sunt pentru toți noi. Nu cădeți în deznădejde. Ce nu s-ar fi întâmplat în viața voastră, strigați spre Dumnezeu. Dumnezeu nu te va întreba de câte ori ai căzut. Dumnezeu te va întreba de câte ori te-ai ridicat. Și să știți că prin multe vom trece, multe ispite se abat. În pustiul acestei soare, căldură, e greu de mers, dar înainte, cu nădejdea că vom ajunge la acea făgăduință pe care a spus-o Mântuitorul: unde sunt eu, veți fi și voi. Vom fi împreună cu Iisus. Te rugăm, Doamne, să ne ierți. Parcă ne cutremurăm când spunem cuvintele acestea, că vom fi împreună cu Dumnezeu. Dar dorim, Doamne, Tu știi. Aceasta este dorința fiecăruia care a stat în noaptea aceasta. Care v-ați ostenit. Atât de frumos ați stat. Și așa e frumos, ca să nu mai umblăm încolo și încoace, dar așa ați stat liniștiți. S-a văzut harul Dumnezeu cum a coborât peste voi toți. Pentru că s-a văzut liniștea, pacea și fiecare primea cuvântul lui Dumnezeu. Mulțumim fraților și tuturor vorbitorilor care ne-au spus și ne-au vestit. Ne vom stărui să împlinim. Ne vom stărui ca să îl iubim pe Dumnezeu, că nu mai avem pe cine iubi în lumea asta. Ne-e așa de greu, Doamne. Atât de mult suferim. Și tare mult ne doare sufletul de tot ceea ce se întâmplă și mai ales de ceea ce se va întâmpla în curând. Multe greutăți vin asupra noastră, asupra credincioșilor, asupra bisericii noastre. Ne vor pune ca să credem așa cum cred unii sau cum vreau să creadă unii,
ca mai ușor să putem pregăti calea lui Anticrist. Noi vrem să credem cum au crezut Sfinții Bisericii noastre ortodoxe, cum au crezut Sfinții noștri înaintași. Aduceți-vă aminte de cuvintele minunate ale fratelui Traian Dorz, când au spus, dacă vă vor da afară din biserică, sub streșna bisericii, căci numai aici e mântuirea. Așa au simțit tot oamenii care au fost sinceri, care l-au trăit pe Dumnezeu, că numai aici. Să nu mai credeți că se poate altfel. Că putem fi toți la un loc. Cei care cred, care nu cred, care se închină Sfintelor icoane, cinstesc pe Sfinți, cei care îi urăsc de moarte, cei care o cinstesc pe Maica Domnului, ca pe Mama Cerului și a Pământului, Împărăteasa Cerului și Împărăteasa Pământului, pentru aceea care plânge cu lacrimi pentru fiecare suflet, cum am putea să ne rugăm cu cei care o numesc o femeie de rând ca toate femeile? Și ne pare rău că acestea duhuri străine au pătruns în lucrarea oastei Domnului, ne-au distrus, ne doare mult sufletul, dar îl rugăm pe Domnul să aibă milă, să trimite această trezvie duhovnicească peste această lucrare a Duhului Sfânt, că nu va rămâne lucrarea Duhului Sfânt de batjocură, vor rămâne oamenii care au batjocorit Duhul Sfânt și adevărul, fraților. Chiar martiri, dacă vor muri, nu vor fi iertați. Rătăcirea este cel mai greu păcat. De aceea feriți-vă de orice rătăcire, de orice aduce rău, dezbinare în biserică, în lucrarea oastei Domnului, și adunați-vă în acel adevăr pe care ni l-a fost dat de Părintele Iosif, că El a spus că eu n-am venit să schimb nimic în biserică. Biserica cu ale ei toate sunt bune. Noi am venit să chemăm, să schimbăm viețile oamenilor, să schimbăm pe oameni, să lăsăm rău, să lăsăm înjurăturile, să lăsăm multele păcate pe care se fac astăzi și care s-au făcut totdeauna. Dumnezeu vrea să ne facă fii ai Săi. Dumnezeu să vă ajute, să vă binecuvinteze, să aveți îngeri păzitori în noaptea aceasta. Simțiți-vă bine că voi nu ați venit la noi. Ați venit la casa Tatălui vostru. Voi ați venit la Tatăl vostru care este în ceruri. Noi toți suntem străini pe acest pământ. Și eu tot sunt un oaspete aici. Ca și voi. De aceea spuneți toți că vă simțiți bine. Cum să nu te simțești bine lângă Părintele tău? Cum să nu-ți fie ușor când după atâta greutate, mergând prin acest pustiu, ai găsit unde să-ți pleci capul pe umărul Mântuitorului. Dragi tineri, ascultați de Domnul. Dragi copii, să rămâneți statornici în lucrarea Sfântă și să credeți în Dumnezeu cu adevărat, să-L trăiți pe Dumnezeu. Altfel nu ne putem mântui, dragii mei. Nu putem sluji la Toi, Domn. Așa ar trebui să trăiască toți creștinii. Asta ar trebui și asta o cere biserica noastră ortodoxă. Sfinții părinți aceasta au cerut-o. Citiți Sfântul Ioan Gură de Aur, pe Sfântul Vasile cel Mare și alți mulți sfinți. Și să vedeți învățăturile lor, acestea sunt. Asta este biserica lui Hristos, biserica luptătoare. Așa să rămâneți și așa să vă găsească Domnul, cântând, rugându-vă și lăudând spre slava Celui de Sus. Dacă vom ajunge cu bine, dacă va binevoi Dumnezeu să ne întâlnim mâine, vă așteptăm cu toată dragostea să veniți, să renunțați la tot ceea ce aveți, după cum v-am spus. În fiecare duminică trebuie să ne adunăm și avem nevoie să ne adunăm. După cum spunea cineva vorbitorii, că nu are nevoie Dumnezeu, ci noi avem nevoie de Dumnezeu, dar și Dumnezeu are nevoie de noi, că ne caută prin lumea aceasta suspinând și plângând și spune, eu stau la ușa ta și nu spune că se duce, așteaptă să-i deschizi, frate și soră scumpă și dragă. Mâine în jur, dar 9 fără vă 15 minute, se va începe Sfânta Liturghie. După Sfânta Liturghie vom continua adunarea anuală a oastei Domnului. Așteptăm mâine anunțurile de la frații care vom anunța adunările în continuare. Și e bine când ne mai adunăm așa mulți. Nu pentru ochii oamenilor, ci pentru dragostea lui Hristos, întărindu-ne unii pe alții și așa
lăudând pe Dumnezeu și aducând mulțumire că atât de bun este cu noi, că ne-a lăsat până acum în viață, că ne-a mai întâlnit încă o dată, toate sunt grija Lui. Anul trecut știți că a fost greu, drumurile erau închise, mulți frați n-au venit de frică, să nu vă temeți, fraților. Dacă veți auzi că aici a început să moară creștinii, s-a alergat să muriți și voi cu noi, fericiți veți fi. Să nu fugiți atunci când cineva suferă. Să alergați și voi acolo. Ăștia sunt creștinii. Pe unii ridicau la chinuri și alții plângeau și veneau și ei să le dea un pahar de apă și erau martirizați și ei. Așa au primit împărăția lui Dumnezeu. Așa și voi, să nu vă temeți acolo unde este greu. Să mergeți unde vă așteaptă frații și dragostea cerească. Dumnezeu să vă răsplătească la toți. Așteptăm ziua de mâine, binecuvântarea care rugăm pe Dumnezeu să ne binecuvinteze. Acum să dovediți să luați masa care aici, care la hotel, să nu se culce nimeni flămând. Că Dumnezeu este bogat și toate sunt ale Lui. El ne poartă grijă la fiecare. Amin. Îngeraș păzător la somn. Thank you.